Și ne întors. Sunt aici după două săptămâni să filmez un nou clip, astăzi vom avea un clip de empties și cred că ar trebui să spun mai corect, încerc să filmez pentru că după o pauză, ca mie și așa, un pic din ritm, dar a fost o pauză bine, bine meritată. Dacă observați, avem aici cărți, am citit ceva perioada, în ultima perioadă, să tot fie cred că vreo lună de când nu am mai filmat un clip de empties și de asemenea am aici coșulețul meu plin cu produse. Și pentru că nu vreau să mai lungesc foarte mult introducerea, trecem la treabă. O să încep cu ceva foarte puțin interesant, o capcană pentru furnici, cu toate că am primit foarte, foarte multe întrebări de la voi. Erați curioase să știți dacă funcționează această capcană. Este o capcană pe care am cumpărat-o de la DM, de la un brand care se numește Bros, n-am mai auzit de el până acum, dar vreau să vă zic că funcționează. Chiar sper să fie de la această capcană și nu de la faptul că s-a mai răcorit afară, pentru că eu aveam probleme în baie cu furnicile. În momentul în care stăteam și linii și tăcat tot omul, tot mai vedeam furnicuțe pe acolo pe jos și de când am montat capcana, să știți că nu, nu am mai văzut nici măcar o furnică. Așa că sper să vă dau informația corectă și să fie într-adevăr de la acest produs. Care este ideea Acestui, acestei capcane este una gata de utilizare cu momeală sub formă de gel pentru combaterea furnicilor în încăperi și în imediata lor vecinătate. Atrase de momeală, furnicile iau gelul din capcana și îl transportă în mușuroi, eliminând întreaga comunitate, inclusiv regina. Sofidu și Regina, pentru că n-am mai văzut nici subalterniei, așadar pot să zic că recomand acest produs și cu siguranță îl voi mai recumpăra, cu toate că să știți că, din păcate, nu l-am văzut ultima oară când am fost în DM. Habar n-am de ce, i-am făcut reclamă și eu și Adina Adam și se pare că nu mai sunt, dar sunt convinsă că vor mai aduce astfel de produse. Că tot vorbeam despre DM... Voiam, ai, 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 asta curge. Voiam să vă povestesc despre această mască pe care ați văzut-o, cred că, în ultimul hol, de la un brand care se numește Bear Fruits, dacă nu mă înșel eu. A fost o mască de păr pentru hidratare. A venit și cu o cască de duș. Vă mai aduceți aminte când mi-am pus eu casca aia aici aici un unicorn foarte simpatică. O mască pentru hidratare. Să știți că miroase Genial! Foarte, foarte bine miroase și ce mi-a plăcut mie foarte mult este că se și menținea produsul în păr. Ce am făcut eu însă a fost să-mi spăl părul și apoi să țin masca. Ei recomandă 20 de minute sau 30, stați un pic că nu mai rețin exact. 30 de minute, eu cred că am ținut-o vreo oră. Chiar este masca pe care am folosit-o înainte de operație pentru că am vrut să-mi fie părul super curat, super hidratat și să miroasă și bine. Um, a doua zi când am plecat la spital îl simțeam cu miroase, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat cu alte măști. Adică da, mai simțeai mirosul de măști cam 10-15 minute, hai maxim o oră. Dar am simțit mirosul a doua zi, doar că după aia s-au întâmplat diverse. A ajuns iod în părul meu și nu am mai, uh, -am mai simțit mirosul, dar mi-a plăcut foarte mult cum lasă părul. Așadar este un produs pe care cu siguranță îl voi mai recumpăra. Continuăm cu DM și tot la recomandarea Adinei Adam am luat... Uh, a acest produs care reîmprospătează mirosul în mașina de spălat vase. La mine nu pot să zic că am simțit așa o mare diferență. Într-adevăr am mai avut și înainte produse de acest gen. O singură dată am simțit că miroase puternic în momentul în care am deschis ușa. După aceea, ori m-am obișnuit, ori nu știu care a fost treaba sau poate s-au terminat, dar mă îndoiesc, cam după 3-4 utilizări să se termine cam rapid. O să verific și chestia asta. Mirosul, sincer, nu mi se pare unul tocmai plăcut. Miroase într-adevăr a lămâie, dar parcă este un miros foarte, foarte artificial. Și în combinație cu apa aceea fierbinte și cu uh, detergentul pentru vase, nu pot să zic că m-a... M-a încântat foarte tare, așadar cred că nu voi mai recumpăra acest produs. Am terminat și Batist, pentru că este preferatul meu. O să vedeți că mai am un șampon uscat, dar în continuare Batistul, din punctul meu de vedere, rămâne regele șampoanelor uscate. Era un fir de păr. L-am terminat pe acesta într-o variantă care se numește Flirty Floral. Așa arată. Acum am recumpărat unul în varianta originală, acela îmi place mie cel mai mult. Într-adevăr, acesta mirosea, mirosea, bine, dar oricum mirosul nu mi se pare că persistă foarte mult în păr, dar face o treabă genială. Chiar se vede că ai folosit un șampon uscat și poți să mai reziști o zi până să te speli pe cap. Și pentru că vă mai ziceam că am mai folosit un șampon de la Dr. Cityuna, este un brand care se găsește în catalogul celor, celor de la Pharmacy, Styling Dry Shampoo. Singura, adică diferența, în primul rând, între acesta și acela de la Batiste este că nu lasă rezidu alb, dar nici nu mi se pare că lasă părul la fel de reîmprospătat, că nu pot să-i spun curat, reîmprospătat ca după Batist. Așadar, dacă ar fi să aleg între cele două, cu siguranță aș merge pe Batist. Nu mai rețin prețul la acesta, dar mă gândesc eu că sunt cam pe acolo. Poate să fie mai ieftin un pic acesta de la Pharmacy, pentru că are și o cantitate mai mică, 150 de ml, în comparație cu 200 de ml acesta de la Batist. Apoi, am terminat un gel de duș care mi-a plăcut foarte, foarte mult de la Tezorii Doriente Olio Docia cu orez și tsubaki oils, uleiuri de tsubaki. Habar n-am ce Dumnezeu e acel tsubaki, poate mă ajutați voi în comentarii. Mi-a plăcut mult, mult de tot. În primul rând mi-a plăcut mirosul și mi-a plăcut și că lasă pielea hidratată și spune aici că este un produs emolient. Nu ți-o lasă hidratată la modul că, nu știu, ai impresia că te-ai dat cu cremă pe corp, nu, nu este vorba despre așa ceva, dar nici nu simți că te strânge pielea după ce ieși din duș. Se mai întâmplă cu anumite geluri de duș să ai această senzație, în schimb cu acesta nu și alunecă și foarte bine pe corp. Sandra probabil acum o să râdă de expresia mea avem noi niște glume interne, să le numim așa, dar îl recomand cu mare drag. Cred că l-am luat din DM sau l-am văzut în DM, cred că mai erau vreo 3 variante ale acestui produs, așadar dacă vreți un gel de duș ce conține și ulei și miroase și bine, vă recomand acest produs. Am mai terminat și un săpun de mâini de la Bath Body Works care se numește Coastal Air foarte bune. Foarte, foarte bune aceste produse, nu usucă mâinile, rezistă mirosul pe piele și nu, nu vă mai zic de aromele pe care le au în produsele lor. Dați un pic să văd dacă îl pot deschide să mai mi-aduc aminte. Hai, superb, superb, superb. Miroase fresh, un pic masculin. Mie îmi plac foarte mult mirosurile masculine, mai ales atunci când le găsesc în lumânări și în produse care au menirea de a reîmprospăta atmosfera în casă. În principiu le prefer pe acestea și de curând am luat și o luminare de la, la, la Darshop pentru că atunci când nu-mi iau de la Beth Body Works mi iau de la, la Darshop, dar ori la, cred că ați văzut deja acea lumânare în, într-un daily vlog. Vi le recomand și pe acelea. Și vă spuneam că acolo am un miros preferat masculin, observ că și acesta este unul masculin, așadar cred că am o nouă obsesie pentru o astfel de aromă. Gentle Foaming Hand Soap. Într-adevăr este un produs pe care sau care se transformă în spumă în momentul în care este eliberat din recipient. Foarte mult îmi place, neapărat trebuie să mai ajung pe la Bath Body Works să-mi refac stocul de săpunuri de mâini, cu toate că mi-am luat unul de la DM și o să vedeți chestia asta, dar tind să cred că le prefer pe acestea de la Bath Body Works, cu toate că sunt un picuț mai costisitoare. Ce am mai terminat? Am terminat de la Elisha Coi din gama Tetraforce, această cremă pentru uh, tenurile cu tendința acneică. V-am mai spus, v-am mai povestit despre acest produs și despre această gamă. Dacă ar fi să o compar cu Me, -mi, mi se pare mai slăbuță. Face treabă, nu pot să neg, dar nu cred că aș mai recumpăra. Momentan am o rutină și bănuiesc că ați văzut clipul, dacă nu o să vă las pe aici un card pe sus, cred că pe aici mai degrabă. Folosesc produse de la Paula Choice și doamne Dumnezeule că le ador Așadar, momentan nu-mi să mai cumpăr produse pentru skincare Pentru că mi-am găsit o rutină cu care mă împac foarte bine și pe care nu am de gând să o schimb prea curând Dacă tot vorbim despre produsele pentru față, niște produse pe care le-am adorat Efectiv, le-am adorat, cred că le-am de acum vreo 2 ani din, calendarele, din, calendarul advent de la The Body Shop. Chiar așa, uite, nici nu m-am uitat dacă a apărut calendarul advent. Hmm, trebuie să căutăm. Dintr-o gamă care se numește Himalayan Charcoal, adică un produs care conține cărbune Himalayan, am avut în primul rând această mască și, doamne, cum îți rămâne pielea feței după ce îndepărteze această mască. Genial, miroase și foarte bine. Era așa o chestie cu multă argilă și de asemenea am avut și acest Purifying Clay Wash, un cleanser pentru față. Acest duo, din punctul meu de vedere, a fost preferatul meu din ultimii doi ani în ceea ce privește maniera în care îți rămâne pielea după folosirea lor. Deci sunt geniale dacă ormai mai fi, habar n încercați-le pentru că sunt Diana approved, dacă putem să ne exprimăm astfel. Un produs care nu mi-a plăcut, da deloc. De la Bubble Tea, un body scrub cu pepene. Acesta de aici, cred că este un produs pe care l-am primit eu printr-o cutiuță, look fantastic dacă nu mă înșel. Nu mi-a plăcut deloc, nu mi se pare că face mare lucru. Gently polish your way to smooth skin and this exfoliating watermelon body scrub. Era mult prea gentle, adică era mult prea blând cu pielea, nu mi s-a părut că face nimic, nu i-am înțeles rostul. Bine că n-am dat banii pe el, pentru că oricum nu am de gând să fac așa ceva. Mare, mare fail, din păcate, cu acest produs. Apoi am terminat pe Luca de la La Roche-Posay din gama Lipicar Bam, B Bom, pardon, AP+. Este vorba despre acest produs de aici. Este un produs pe care îl folosesc pe pielea lui Luca în cam încă de când era mic pentru că are probleme cu dermatita atopică și da, într-adevăr, să știți că a ținut-o sub control. Acum folosim alte produse de la un brand care se numește Aderma și la fel de bine funcționează și ele. Am vrut să-i mai schimb așa un pic produsele pentru a nu se să zicem, a nu se obișnui pielea, tot încercăm să le rotim la o anumită perioadă și să știți că au făcut o treabă foarte, foarte bună ambele produse, ambele branduri. De la Forca pil am terminat un șampon. Cred că este un produs pe care l-am primit ori pe la vreun eveniment, nu mai rețin, în fine, ideea este că a ajuns la mine, nu mai are importanță cum. Nu pot să zic că m-a dat pe spate. Oricum n-aș putea să-mi dau seama dintr-o cantitate atât de mică de 30 de mililitri dacă într-adevăr are efect asupra părului, dacă îl întăresc, așa cum spun ei aici, dacă îl vitalizează, dacă îi oferă protecție, nu știu, habar n-am. Dar nu mi s-a părut că îmi curăța foarte, foarte bine părul. Este un produs pe care l-am folosit predominant în vacanțe pentru că fiind atât de mic l-am tot avut în, în porfard. Și nu, nu pot să zic că m-a convins să-l cumpăr. Așadar, o să mă reorientez către alte, alte șampoane. Apoi de la Rilastil s-a dus și asta. Este una dintre cremele mele preferate. Aqua Intens 72 de ore. Este o cremă genială. Este o cremă care se absorbe repede, are textură, să zicem, de gel. Parcă avea un conținut așa incolor, da, uite, m am mai rămas aici un pic, cred că vă puteți da seama. Se absorbea repede, nu mi-a cauzat probleme cu tenul, nu mi-a cauzat apariția de coșuri sau puncte negre, hidrata în profunzime și, nu știu, este, a fost una dintre cremele mele preferate și pe care cu siguranță o să o recumpăr în momentul în care voi termina produsele pe care le folosesc în, în prezent. Să știți că o găsiți prin tot felul de farmacii, cred că au și la Spring Pharma și la Catena, parcă de acolo am luat-o eu. Genială, dacă ați încercat-o vreuna dintre voi după ce am lăudat-o eu atâta timp, lăsați și impresiile voastre în comentarii. Un produs pentru față, tot așa terminat prin vacanțe, de la La Roche-Posay din gama EFA Clar, un cleanser, a fost ok nu mi s-a părut wow, nu m-a dat pe spate din păcate, curăța binișor tenul, dar nu îți lăsa senzația aceea de ten curățat în profunzime. Din punctul meu de vedere mi s-a părut un produs care curăță așa un pic superficial sau la suprafață, motiv pentru care nu m-a convins tot așa să-l să recumpăr. Văd că este un produs pentru pielea cu pielea uleioasă, oily sensitive skin, pielea uleioasă și sensibilă. Nu am eu piele atât de uleioasă decât aici în zona T, dar nu, din păcate nu mi s-a părut un produs wow. Am terminat și o cremă, doamne cât mi-a plăcut crema asta, de la Estelode. Și când spun mi-a plăcut, mă gândesc la faptul că a fost atât de lăudată și apreciată, încât în momentul în care am, fost, am pus mâna pe ea, sincer, n-am fost super atentă la ceea ce face. Mi-a plăcut senzația pe care o oferea. Se numește Advanced Night Repair Eye, este o cremă pentru zona ochilor. Într-adevăr, răsa pielea foarte, foarte catifelată. Cumva o simțeai ca pe o peliculă care rămânea așa la suprafață, dar nu știu dacă neapărat a ajutat la stoparea apariției ridurilor, nu știu, dar a fost o cremă bună. Mi se pare un pic totuși cam scumpă, din acest motiv nu știu dacă o voi recumpăra neapărat. Nici nu mai am ce să simt pentru că e gol recipient. încercam să-mi aduc aminte de miros, dar nu mai țin minte, oricum nu avea un miros neplăcut și țin minte sigur, sigur că avea un picuț de parfum. Așadar, dacă parfumul nu este prietenul vostru în cosmetice, nu cred că este pentru voi crema, dar una peste alta a fost un produs care mi-a plăcut și care mi-a făcut plăcere să-l folosesc. S-a terminat și Sky High de la Maybelline, una dintre mascarele mele preferate sau produsele de tip mascara preferate. Nici nu știu dacă există plural la mascara. Anyways, un produs bun care cred că se află în top 3. Să știți că acum am văzut la DM că a mai apărut o variantă a lui, Intense Black, ceva de genul acesta. Nu am testat-o, nu am încercat-o încă. Am luat o altă mascara și o să vedeți asta în holul DM și Pepco. Și sunt super curioasă să o încerc pe aceea, așadar m-am hotărât la aceea și am renunțat la varianta nouă de la Sky High, dar este un produs bun. Hai să vă arăt și pensula ca să vă faceți o idee. În cazul în care sunteți interesate să știți dacă v-ar plăcea sau nu acest tip de periuță. Ce mai avem? Ah, mai avem un abalaj de cotonete de la Elmiplant, bischete de machiante. Au și um, suprafață embosată și netedă, da? vedeți că scrie aici acest lucru au fost ok. Și ce mă deranjează pe mine la dischetele acestea este că sunt mici. Eu tot caut dischete din acele așa într-o formă ovală mai mari pentru că mă ajută foarte mult. Acele dischete cred că erau de la Septona și le găseam eu în Jumbo. Ultima oară când am fost, nu le-am găsit, de fapt nici nu mai țin minte când am fost ultima oară, dar trebuie să mă duc neapărat în curând să ne pregătim și noi de Crăciun, de Vlogmas, pentru că o să facem hol Jumbo în Vlogmas și poate le găsesc acum, când mă voi duce. Da, una peste alta au fost ok. Pentru prețul pe care l-au avut, știu că au avut un preț relativ decent, tot așa luate din DM, probabil le găsiți mai ieftine în altă parte, știți toată istoria cu DM, dar uh, și-au făcut treaba, asta e important. Am decis să renunț și la acest produs, să renunț în sus pentru că mai este așa foarte puțin aici, un produs de la Holica Holica Aloe 99%, un produs bun care te ajuta să te răcorești după vară, însă până la vara următoare mai este foarte mult timp, așadar nu mai are rost să țin acest ambalaj, mai ales că am impresia că mai am un produs de acest gen sigilat. Ca și informații, reduce iritațiile, aspectul de piele stresată și deshidratată. Mm. Asta cu deshidratarea nu știu cât de bine funcționează, pentru că este un produs care se absorbe rapid și nu este clar ca o cremă. Însă, în situația de arsuri, pe care sperăm cu toții să nu le avem, de arsuri solare mă refer, S-ar putea să funcționeze bine. Eu am mai tot aplicat-o după ce mă expuneam la soare, cu toate că aveam SPF 50, nu m-am ars deloc vara aceasta, dar îmi dădea așa un, un, un confort psihic cumva și simțeam și o senzație de răcorire. Așadar, a fost un produs super uh, intens folosit în această vară și pe care cu siguranță îl voi mai folosi și vara viitoare. A căzut ceva, mă scuzați. Apoi de la Omorovița, un produs... Uh, foarte bun. Am vrut să-i zic minune, dar nu chiar. Se numește SOS Argent. Argent, cred că se pronunță în, în franceză. Așa arată și din față. Este ca un fel de mască pe care o aplici în momentul în care începi să ai erupții pe față, mai ales pentru tenurile acneice sau pentru tenurile cu tendință acneică, mereu când... Uh, când vedeam că am tendințe să mi apară ceva, bube, foloseam această mască, atenție că pișcă. chiar se simte că își face treaba. Și vă recomand să în cazul în care vă interesează și achiziționați acest produs, încercați-l puțin înainte pe o suprafață mică, ideal pe mână, dacă vreți să aplicați pe față. Încercați pe o suprafață mică pentru că este destul de agresiv. Cumva ai senzația că țar de pielea ceva de genul acesta, dar pentru mine nu a produs daune, ci din contră m-a ajutat cu acele erupții care erau pe cale să-și facă de cap. Și acest produs le-a oprit din acest proces. Și tot de la omorovita, un cleansing foam acesta de aici. A fost un produs ok. Nu mi s-a părut, sincer, cel mai bun cleanser pe care l-am testat. Oricum sunt super încântată, repet, de produsele pe care le folosesc acum. Mi se pare că sunt cele mai bune. Și cam astea au fost produsele. Trecem acum la cărți. Știți, e obiceiul meu de a vă prezenta cărți. Stați un pic să mai scap eu de produsele pe care le am aici. Pentru că am impresia că mă împing, așa vor să mă dea jos din uh, fotoliu. În primul rând, am terminat o carte care se numește Oameni anxioși și mi-ați tot recomandat-o și voi de-a lungul timpului. O să vă citești ce scrie pe spate, un spărgător de bănci în armat fuge de la locul faptei și ajunge într-un apartament scos la vânzare unde are loc o vizionare. Pentru că poliția e pe urmele sale, se baricadează înăuntru și ia o statis pe cei șapte potențial cumpărători, aparent normal și inofensiv, printre care doi rechini imobiliari, un cuplu de lesbiene, o multimilionară cu ten tendințe suicidare și un sabotor de vizionări deghizat în iepure. Întreaga nebunie a fost cartea asta. Dar lucrurile o iau razna atunci când ostaticii și spărgătorul încep să-și dezvăluie dramele personale și anxietățile. Când spărgătorul le dă drumul ostaticilor și oamenii legii năvălesc înăuntru, nici urmă de infractor. Iar depozițiile halucinante ale martorilor nu fac decât să-i bulverseze și mai mult pe polițiști. Unde este infractorul și ce nu-i în regulă cu oamenii ăștia? Este o carte care mi-a plăcut foarte mult. Inițial ți se pare că este o carte foarte amuzantă și într adevăr este, dar dacă citești printre rânduri și descoperi personalitatea fiecărui personaj, îți dai seama cât de mult contează tot ceea ce ni se întâmplă într-o viață și ce amprente pot lăsa acele evenimente asupra noastră. Este o carte pe care o recomand. Mi-a plăcut tare tare mult. Evident că m-a amuzat foarte tare când am aflat Povestea infractorului, o să mă rezum la atât, dar pe de-o parte, să știți că este și o carte destul de tristă. Se pune accent și pe psihologie. O recomand, mi-a plăcut tare, tare, mult. Cred că este una dintre cărțile care mi-a plăcut cel mai mult în ultima perioadă. Așadar, dacă aveți chef de o lectură și lejeră, nu este genul de lui Agatha Christie, așa mai greu e, nu e, haioasă, ce se prezintă personajele pe rând, poți să ții minte despre fiecare informațiile, deci este cât de cât lejeră în comparație cu Agatha Christie, dar și amuzantă și care îți spune așa mintea un pic la încercare. Apoi o carte pe care am luat-o din Londra atunci când am fost în vacanță, Christian Dior, The Illustrated World of a Fashion Master, de Megan Hess. Așa arată cartea. Megan Hess este recunoscută pentru desenele absolut superbe pe care le face, pe care le face, pardon. Aș vrea eu să fac desene de genul acesta, dar să știți că nu este o carte doar cu desene, este o carte în care este prezentată viața lui Christian Dior, într adevăr într un mod succint, dar sunt prezente toate informațiile care te interesează, încă din momentul copilăriei, cariera lui, din păcate moartea lui și cine a preluat apoi casa Dior. Foarte, foarte mult mi-a plăcut și ce v-aș recomanda eu în cazul în care vă luați astfel de cărți ar fi să... Am observat că am făcut și eu chestia asta, citeam car... citeam pagina și o dădeam. Vreau să trec mai departe să văd ce mai scrie. Uitați-vă atenți la imagini, pentru că sunt superbe, și uitați-vă și la detalii, pentru că, uite, de exemplu, în această poză, ce vedeți prima oară când vă uitați la ea, probabil vedeți niște flori. Dacă vă uitați mai atente, veți descoperi că sunt florile preferate ale lui Cristian Dior. De asemenea, scaunele astea au și ele o poveste, deci vă recomand să fiți super, super atente la detalii în cazul în care vă interesează. O să încerc eu să caut un link pentru ea să vedem dacă se găsește în România. Mă gândesc că da, pentru că am mai văzut cărți de ale lui Megan Hess la Cărturești. Și de asemenea mai am acum, mai citesc în prezent o carte despre Paris, la fel foarte, foarte frumos ilustrată. Deci Megan Hess Rules, ca să zicem așa. Și apoi ultimele trei cărți pe care le-am citit, tot așa luate din Londra, dintr-o colecție superbă pe care am găsit-o într-o librărie în Harrods. Din colecția Disney am avut Mica Sirenă, Aladdin, și uh, cenușăreasa. Și vreau să vă zic că am început cu cenușăreasa și în momentul în care am văzut și imaginile, uh, da, este povestea tipică Disney, nu vă imaginați că este vreo capodoperă care îți pune mintea la contribuție, nu, dar sunt exact imaginile din uh, desenele animate și în momentul în care am terminat cartea, m-am dus pe Disney Plus și m-am uitat la cenușăreasa și Doamne, m-am transportat așa Cumva în copilărie și mi-am adus aminte cât de frumos este să fii copil, cât de frumos este să fii inocent și să nu știi despre greutățile vieții. Apoi următoarea a fost Aladin. Super, super! Deci, când vă simțiți așa poate un pic mai debusolat sau când vă simțiți sătui de viața de adult, uitați-vă la desene animate pentru că îți conferă o stare foarte bună. Sunt, exact cum vă spuneam, imaginile din desenele animate cu care am fost obișnuiți când eram mici, în cazul în care sunteți de apropiați de vârstă cu mine. Foarte, foarte frumos și mă bucur că am reușit să citesc și poveștile, nu doar să văd desenele, desenele animate. Și aceasta este mica sirenă mult, mult mi-a plăcut. Dacă ar fi să aleg una dintre cele trei cărți, sau da, hai să facem un top, pe primul loc ar fi sa, apoi Aladin, apoi Mica Sirenă și exact acest top este valabil și la desenele animate. Și cu asta am terminat și acest clip de Empties. Aspectul meu poate nu este unul dintre cele mai fericite. Dacă mai vedeți vânătăi pe sub machiaj, să știți că acestea încă există. Buza de sus nu mi este foarte mobilă, așa cum obișnuia să fie. Dar sunt în curs de vindecare, este o recuperare care durează destul de mult și nu o să mai insist asupra acestui aspect, dar voiam să vă anunț că în cazul în care arăt puțin ciudat, să știți că știu. Dar încerc să-mi reiau activitățile, încerc să-mi reiau viața normală și viața mea normală implică YouTube. Așadar... Mulțumesc pentru înțelegere. Ok, rămâne să ne vedem data viitoare, cred eu, cu Hold de M și Pepco, așa că abia aștept să le desfac și să le port pentru că, doamne, ce vânătoare a fost pentru produsele din colecția Harry Potter. V-am lăsat aveți niște zile absolut minunate, cu soare, călduroase, să nu dăm încă drumul la centrală și abia aștept să ne revedem data viitoare de la două și jumătate. Pupici!